sunt locuri de muncă, că părinții sunt nevoiți să plece în străinătate pentru a-și câștiga pâinea. Dar copiilor care rămân singuri acasă sau se zbată în fel de fel de dificultăți economice, devine mult mai greu să înțeleagă și în același timp trebuie să fim conștienți că tot acest stres social se răsfrânge într-un mod cu totul și cu totul amplificat asupra copiilor, cu consecințe extrem de dramatice asupra personalității lor. Copiii, prin natura lor, sunt extrem de fragili. Nu se pot apăra și, prin acest motiv, sunt cei mai vulnerabili în fața nemulțumirilor noastre. Statistic s-a dovedit că principala categorie asupra căreia se îndreaptă mânia adulților sunt copiii. Studiile au dovedit că cine a fost abuzat în copilărie, cu o probabilitate mult mai mare, va deveni la rândul lui un abuzator. Din păcate, la noi se discută foarte puțin despre modul în care maltratarea afectează personalitatea și demnitatea copiilor, despre consecințele acesteia asupra personalității lor. Și noi, ca adulți, nu conștientizăm că închisorile și spitalele de psihiatrie sunt pline de adulți care au fost, la rândul lor, maltratați în copilărie.